Se duce frunză la maică. S-a terminat halul. Salutare, eu sunt Cristi și bine v-am pregătit la un nou vlog alături de oamenii ăștia. Dacă știți cine sunt, lăsați un like la acest episod. Dacă nu, lăsați un like. Astăzi probabil o să vedeți un clip care s-a mai făcut sigur în România, pentru că, bineînțeles, de originale mai greu de găsit, n-ar veni. Astăzi o să spunem cele mai proaste glume posibile, până și eu consider că sunt foarte proaste. Și nici măcar nu sunt originale, le-am luat de pe internet. Toți patru. Deci dacă cumva se repetă sau deja știți glumele acestea, nu contează. Să nu veniți în comentarii cu, bă, deja știam glumea aia. Dar puteți să veniți în comentarii cu glume noi, făcute de voi, nu? Exact. Să vădăm glumele. Pentru partea a doua, dacă... Da. Bun. Bă, tu ești mai mult în cadru și Schivo iese. Aproape iese. Săraca Schivo. Da, Schivo, mai aproape de Cristi. Da, exact cum trebuie. Dacă nu știți în ce constă acest challenge, fiecare dintre noi o să spună câteva glume. Am ales 7 glume fiecare, cred că o să spunem 3 la alegeri ca să se mai schimbe și concurentul. Eu sunt în echipă cu Duțu, Schivo e în echipă cu Bacilă și... Să vedem. Bacilă. Bacilă. Dacă ai râs la gluma mea, mi se pune mie un punct. Fair enough? Fair enough. De câte? Stai. Ok. Hai deodată și... Ok. 1, 2, 3 și... Adică tu începi. Nu, adică tu începi. Eu încep. Groaznic. Să curețe bucătăria. Asta le place la vete. La vete, la vete te-ai prins, știi, știi, poți... Atât mai aveam să râd, știam gluma aia, mă folosesc mereu. Fii pregătită pentru cea mai originală dumă de pe 2018. Da, sunt. Erau odată 3 copii. Frunză, pană și cărămidă. E foarte fake, parcă vedeți... Nu contează, nu contează. E foarte bine. Erau odată 3 copii. Frunză, pană și cărămidă. Se duce frunză la maică. Nu mai bă, hai mă, serios, hai să bun, am zis, o să pun și o fază. Mami, de ce mă cheamă așa? Păi, când erai mic, ți-a căzut o frunză în cap. Se duce pană la maică sa. Mami, de ce mă cheamă așa? Păi, când erai mic, ți-a căzut o pană în cap. Și după se duce cărămidă la maică sa. Pe ce stai la imat? Este adevărul. Nu. Este foarte trist. Îmi pare rău că am râs, Băcile, am luat punctul, n-am ce să fac. Nu, nu am luat punctul. Adică noi am luat punct, este 1-0 în momentan. Audiența mea aici râdeți, fiți pregătiți. Dar și a mea. Și a mea. Și audiența lui Schivo e tot prezent în sală. Și audiența mea? Un optimist intră într-un bar. O bere gratis, vă rog. Cum se uită o rață în beci? E rața, o duci în beci și o uiți acolo. Ai încercat, ok. Femeia are două scopuri în viață. Să se căsătorească și să arate necăsătorită. Mirf? Nu? Nu. Bine, ok. Pare rău, Schivo, nu m-ai luat absolut deloc cu glumele tale astăzi. Chiar poți să încerci oricând altă dată. Următorul! Următorul! Din echipa lui Schivo! Bună seara, Băcilă! Cum mai bun? Mă duceți? Nu ți se pare că stăm foarte bine. Mihai Viteazu mergea pe cal și dintr-o dată cade. S-a terminat calul. Hai, ok, 2-0, mulțumesc mult! Un câine merge prin deșert și spune: dacă nu găsesc un pom, fac pe mine. Nu cred că am găsit la Băcilă. Un miriapod îi spune miriapodiței: îmi ești dragă? Ei răspunde: și mie îmi ești drag. Și s-a luat de mână, și s-a luat de mână, și s-a luat de mână. Un tip intră într-un magazin cu obiecte pentru vânătoare. Bună ziua, aveți pantalon de camuflaj? Avem, dar nu-i găsim. Un băiat și o fată stau pe marginea prăpastiei. Ei i se făcu cald, el i făcu vânt. Bun, let's do that. Sună și el. Filmăm. Hai, fii atent la asta, ești pregătit? Da, foarte pregătit.
Căutăm persoană pentru amor în trei. Noi suntem bărbați și căutăm două femei. De ce? Dar de ce? Îmi place jocul ăsta și vreau să schimbăm personajele și schimbele. Ei, schimbă, glumă bună. Era odată o gașcă de găini. Cum? Și toate aveau geci pe ele. Sunt gata. Pregătiți? Are mama două fete. Una e frumoasă și una e studentă la Poli. Ok, Schivo, să-ți acord acest punct. Normal, pentru că toată audiența pur și simplu a nebunit de la gluma asta. Explozii, like-uri, mii de like-uri, deci, 10.000 de like-uri. Un punct pentru Schivo. 50.000 de Domnule doctor, câinele meu nu are nas. La care domnul doctor, păi și cum miroase? Îngrozitor. Oribil! Dați-o afară! Dar n-a zis nimic. Ui, pasă! Comandă la bar în club. Două cuburi de gheață, vă rog, și un pic de whisky să nu le beau goale. Okay. Asta a fost bun. O glumă foarte proastă, fiți atenți, dați pauză la clip. Fiți pregătiți să vedeți. Adică... Faceți mutare. Cu leșina pe jos. Pumnii pe rest de ăsta. Nimeni... Liniște în sală. Cunoște mine. Nimeni și prostul. Nimeni și prostul erau. Bă, pe bune, gata, am ajuns. Asta e groaznică. Maneliști ar vrea să... Nu. Maneliști ar vrea ca Facebook să adauge butonul adaugă ca dușman. Bine, știu, a fost clapă, era ultima, ok? Boai, că capul meu. Nici nu zice gluma! Care e partea bună a schizofreniei? Tu! Când cer băieții mâna fetelor. Când s-au săturat de-a lor. Seabă. De ce? De ce? Mă, și care mă gândeam că e cea mai bună. De ce rochia de mireasă este albă? E culoarea standard de la electro, ca sincer. Oribil a fost asta. Am venit să salvez situația. Să nu zic că lumea că suntem certați. Un avion se prăbușește într-un cimitir. Polițiștii recuperează 3.000 de victime. Wow. Scuze, sunt în echipă cu tine, dar nu pot să râd. Ai două nuci. Știi care e femela? Aia spartă. Oribil. Oribil. Gata. Asta a fost? Știi varianta scurtă de la scrisoarea a treia? Nu. Tu ești Mircea? Nu. Am încheiat amândoi la fel de prost. O muscă intră în c**ul unui cal. Când să iasă, nu mai era calul acolo. Doi vulturi erau pe cracă, unul era preșum și unul era să cadă. Ok, cred că e timpul să încheiem acest episod aici. Pur și simplu, nu mai avem glume, fraților. Asta e, ne pare rău. Băcină... Audiența! Băcină, nu, nu e legal. Nu, trebuie să aducem audiența în cadru. Veniți, 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 veniți. Zâmbim așa și terminăm. Stai, fix, să zâmbesc niște dăsări. Who's going?